cine n-a văzut Bâlciul din Balș, de la Sfânta Maria Mică, a pierdut nespus. Nu se-l mai vadă niciodată, cum a fost. De dimineață începea să se adune ciopor de lume, cu toate că toiul lui era pe seară. Veneau să te înde pe toată valea Oltețului, de sus de la Bălcești, până jos la Pârșcoveni, din Popânzălești și Leu, Piatra Olt și mai de departe. Pâlcuri de oameni gătiți în ce aveau mai arătos se revărsau din toate părțile în orășel, de te mirai cum îi încăpea pe toți. Unii, cei mai bătrâni și copiii, veneau claie peste grămadă în carele cu boi încărcate cu lucruri de vânzare sau gătite numai ca să-i aducă pe ei. Curuiau străzile de ghiociuri și briști, parcă bubuia cerul a ploaie. Câte un chiaburan cu punga umflată striga din șaretă să se dea lumea la o parte, încă plesnea și din sfârcul biciului, de se alegea tot el cu părul jumulit. Chiar dintre negustorii de pe vremuri, cu capetele în nori și burțile care stăteau parcă să nască, ieșeau să se uite la atâta popor, care venea, tot venea, nu se mai sprăvea. Bărbații ar fi tras la o litruță de băutură, femeile prin magazine după stâmburi, marchizeturi și crep de șinguri, flăcăi și fetele la tiri bombe și lanțuri, copiii pe la tarabele cu dulciuri. Până la urmă se împăcau ei, nu porneau cearta de dimineață. Mai ales că deau la voia celor mici, ca să nu se pornească pe urlete, să se bucure de bâlci cât nu era gloată. Și eu, când eram copil, la fel mă bucuram. Adunam din vreme bani lângă bani, uneori îi luam și de pe unde erau puși rău, ca să am cât mai mulți pentru ziua cea mare. Plecam tot de dimineață, pe inima goală, fără părinți, cu ceilalți copii la Andrii de seama mea. Și când auzeam de departe ghiuleaua de la încercarea puterii sau tobele mă treceau fiorii, nu mai puteam. De pe podul Gemărtăluiului o luam la fugă și până în târg nu mă opream. Îmi cumpăram fes de hârtie, trompetă, sabie și porneam colindul. De aici o gogoașă, de dincolo un sugiuc, o bogace, le amestecam pe toate în burtă, și bune mai erau, pline de pulberea bâlciului, care se ridica până la slava cerului de nu zăreai soarele. Mă dădeam în cămușei, în bărci, în dulap, intram la Marioara și Vasilache, la Panoramă, la Femeia Șarpe, la omul care trage să moară, și o lună în urmă aveam ce povesti și ce visa noaptea. Până la nemiaz nu-mi rămânea un ban în buzunar. Dar nu luam drumul îndărât. Rămâneam să văd totul până la sfârșit, pe cei cu dare de mână sugând berea cu guler gros, cărată de bacșiș, chelnerul, în boaltă, la umbră de cetină și viță de vie, și ascultând la taraful de lăutar, sau zgâindu-se la cântăreața cu cununiță pe cap și beteală, care bătea, cum ziceau ei, castanietele, de unde înțelegeam că își ține hangul cu castravetele, și de fapt erau jamparalele, flăcăi punând oglinda pe vârful ghetei, să se uite din jos în susul fetelor, câte un rămân ajuns de băutură, căzut grămadă sub o lucă, altul făcând circ cu nevasta, altul, mai zglobiu, jucând și pocnindu-și degetele. Câte și câte! Mă băgam peste tot, nu-mi scăpa nimic, mai cu seamă ce nu trebuia scăpat. Un ceas încheiat zăboveam lângă tobă și clarinet până asurzeam de tot, și fericit eram că nu mai aud. Alt ceas făceam apă în gură pe lângă roșcove, halviță, turtă dulce, mere în băț, vată de zahăr, bunătăți din care nu gustasem. Dacă nu-l găseam pe tata sau pe bunicul mă sfârșeam de foame. Abia seara târziu, după ce se trăgeau artificiile, mă înduram să plec și eu acasă cu ceata de copii. Acum bâlciul era tot înțesat de tarabe încărcate cu ce-ți poftea sufletul și plin de lume. Sfârâiau mititei pe grătare, gogoșile și gurițele în unt de lemn, bufneau tobele, țipau clarinetele și trompetele, vâjliau tiribombele, scârțiau dulapul, bărcile, călușeii. Se ridicaseră bolți de cepină, venise circul și Mircea, fotograful la minut. Magazinele de stat aduseseră pânzeturi, colectiviștii din Bârza Miere, turcii din Balș Bragă, Sugiuc, noi, ceilalți, după meserie, coșuri de nuiele, rogojini,
văsărie, lăieții, pieptem de cap, îmbătrânel vreo 10 mândrețe de cruci, ca să le aibă oamenii la caz de ceva, se găseau de toate. Și fiecare cu reclama lui, unul desfăcea vigul de pânză, altul rogojina, altul bătea cu degetul în oală sau cu oala de carâmbul căruței ca să-i dovedească tăria, lăieții se pieptănau deasupra unei scândurele, se făceau că ucid cu unghia și strigau, Nichita Roșu, Nichita Roșu. Și lume, lume, ca la manifestație, n-aveai unde arunca un vârf de ac. Mie însă de multă vreme nu mi mai fugea ochii la frumusețile Bâlciului. Probabil că intonația mea nu este pe gustul tuturor, dar sunt o voce sintetizată electronic și în această variantă am unele erori, pentru care îmi cer scuze. Uitați să vă uniți la grupul nostru din Facebook numit Balș Istoric pentru a contribui la recuperarea istoriei Balșului.